Bună dimineața și bine v-am găsit, domnilor și domnilor, alături din noi domnul doctor Vețean. Așa cum promiteam săptămâna trecută, că vine vara, mergem la mare, mergem la soare. Abia așteptam subiectul ăsta și mă bucur că domnul doctor este alături de mine. Bună domnul doctor. Bună dimineața. Spuneam săptămâna trecută, vorbeam, am început să vorbim despre statul la soare, nu am concluzionat pentru că de aceea am dorit să avem e mult mai aproape de vara, să spunem așa, temperaturile încep să fie din ce în ce mai spre vară, chiar dacă ați văzut din când în când mai și ne aducem aminte că e capricioasă și vremea. Totuși, mergem la mare, încep concediile, mergem la, nu neapărat la mare, la de bronzat te poți bronza chiar și la munte. Ba din contră, am înțeles că te bronzezi și mai tare uneori la Da, munte. și ține mai mult bronz. Da. Care sunt măsurile de precauție și de ce ar trebui să nu le ignorăm? Deci, statul la soare este benefic atunci când ne expunem pentru razele ultraviolete. Din razele soare, o parte sunt razele ultraviolete și cealaltă care sunt infraroșiile, cele care ard. Razele ultraviolete ne bronzează. Razele infraroșii ne produc arsuri. Am înțeles. Și atunci este bine să alegem perioada de timp în care sunt preponderente razele ultraviolete, asta însemnând dimineața până pe la orele 11. Deci de când răsare soarele? Până la ora 11. Expunerea să se facă progresiv, deci nu dintr-o dată mergem la mare, la ora 7 suntem pe plajă, până la 11 nu mai plecăm de acolo. Progresiv înseamnă te expui în prima zi 5-6 minute, a doua zi crești la 10, a treia zi crești la Așa 10. deci, așa de mici Da, de până se adaptează pielea. De ce? Bronzatul ce înseamnă? Noi în piele avem niște pigmenți, unii mai puțini, alții mai mult. Pigmentul de melanină. Și atunci, prin expunerea la soare, pielea se apără. De fapt, bronzarea înseamnă o reacție de apărare a pielii la expunerea la razele solare. Și expunându-se progresiv la razele solare, ea se pigmentește și până pielea este apărată și putem să stăm mai mult. În momentul în care stăm din prima zi până se roșește pielea, a doua sau a treia zi, cred că nu mai stăm la soare. Ce nu mai putem. Aia Înțeles. deja este arsură de gradul 1. Și nu este indicat să se ajungă la statul ăsta. Sunt oameni care pot să se ia, cei care au o piele mai hiperpigmentată, Mai închisă. așa cam ca dumneavoastră, nu Eu ca să mine, știți că n-am probleme pot să se ia de la început fără probleme, că pe ei nu-i afectează atât de tare. La mine Cei nu. care sunt cu pielea mai albă, la ei este foarte periculos, pentru că la ei se produce arsura foarte repede, nu au pigment suficient în Înțeles. piele. Cei care au nepigmentare, iarăși, trebuie să-și protejeze nepigmentare. Și așa spune dumneavoastră referitor la Alunițele. semn, exact. Deci alea trebuie protejate. Pentru că expunerea excesivă la soare duce la transformarea lor în melanom. Cum le putem proteja? Se pun plasturi. Sunt plasturi între aceia rotunzi, se pun pe zonele respective și își protejează zonele unde există aceste alunițe. Deci mai bine cu un plastor. Exact. În niciun caz, hipertensivii n-au voie să stea mai mult de ora 11, indiferent de cât sunt de bronzat sau nu, și întotdeauna trebuie să fie cu capul acoperit. Referitor la capul acoperit, ar fi o regulă cam de pe cât se poate să ne fie acoperit capul? Da. Și acoperit cu o pălărie de culoare deschisă, care să nu atragă razele solare. Că, Până neagră. da, deci culorile închise atrag razele ultraviolete, pe când cele de culoare deschisă ne protejează de razele astea. O altă întrebare. Știm că multă lume, sau cel mai mult copii, sunt foarte bucuroși, mai ales cum merg la mare, să stea în apă. E mai bine să stai în apă mai mult, referitor la. Să știți că și știți vorba. A nu-i problemă că nu stau la soare, că stau mai mult în apă. Da, dar nu sunt complet în apă. Păi asta vreau, aici vreau să Pentru ajung. că este cel puțin capul care rămâne în permanență la suprafață. Dar dacă stai în apă cu capul acoperit, e oarecum mai bine decât dacă ai E sta da, la. e mai bine să. Adică cel puțin mie mai mult îmi place în apă.
Sunt persoane cărora mai mult le place pe plajă. Da, și mai sănătos. În apă, da, să ne înțelegem. Da. În apă e mai sănătos, da, dacă stai și cu capul acoperit. Este și protecția împotriva temperaturilor ridicate. Corect. Cu vara temperaturile sunt foarte mari. Și atunci apa care nu este rece ajunge și ea undeva pe la 20 ceva, 26, 27, ajunge, este, dar nici în aia nu putem sta foarte mult, pentru că riscăm să facem hipotermie. Chiar dacă e foarte caldă? Dacă e foarte caldă, nu. Dar niciodată nu e atât de caldă încât să nu faci hipotermie. Deci oricum, da, e bine de, să mai ieși, mai intri. Exact. Deci să se alterneze statul în apă cu ieșitul din apă. Da. Și statul pe plajă. Dacă am stabilit regulile astea, totuși ce înseamnă, și aici nu neapărat că fiecare se prăjește cum vrea, dar ce înseamnă să ne întoarcem de pe o parte pe alta și să ne brozăm uniform, pentru că ați văzut unii adorm pe plajă de dreptul și stau, îi prind așa vreo 2-3 ore soarele, nu știu dacă e tocmai sănătos. Păi ăștia, cei care pățesc genul ăsta de lucruri, să adormă pe plajă, fac arsuri. Deci e chiar periculos, fac arsuri sigur. Fac arsuri. Ele ajungând până la arsuri de gradul? Gradul 2. Gradul 2, care nu sunt de neglijat. Da, adică gradul 1 înseamnă pielea roșie. Gradul 2 înseamnă că face deja face rană. Bășicuțele acelea care apar cu apă. Da. Aia sunt gradul 2. Ce înseamnă când ni se duce pielea? Toată lumea știe, mă întrebăjesc. Da. Se schimbă pielea. Dar nu e nimic. Da. Oricum, deci oricum pielea se schimbă singură, la 27 de zile. La 27 de zile avem o altă piele. Bine, în mod normal nu o vedem, dar în momentul în care te bronzezi, pielea aia care se duce, despre asta vorbim. Ce știți? Se schimbă pielea sau... Da, nu deci, știți că apar bășicile alea care după aceea se le dai jos. Deci aia este o piele keratinizată care se pierde. Nu e nimic grav, oricum, dar... Nu se întâmplă absolut nimic. Pentru că oricum pielea asta tot se pierde prin haine, prin frecarea de haine. Ma că nu o vedem și nu ne dăm seama. Da, exact. Dar ea oricum cam acolo ajungem. Da. Numai că atunci o vedem. Atunci se produce mai rapid. Am înțeles. Referitor la hidratare, acum suntem noi lângă mare, suntem lângă apă, fiecare își mai ia câte o sticlă de ceva, dar totuși, cam având în vedere cantitatea de lichide pe care o pierdem prin transpirație, în primul rând prin transpirație. Deci, vara se consumă, și nu vara, cam tot timpul anului, cel puțin 2 litri de apă. De persoană. Da, de persoană. Și în momentul în care pierde mai mult apă, automat apare senzația de sete. Deci niciodată să nu trecem peste senzația de sete. În momentul în care omul este sete, trebuie să consume apă. Nu înțeles. Și de preferință apă plată. Deci apa carbogazoasă? Nu Coca-Cola, nu Pepsi-Cola, pentru că astea conțin cofeină care este excitant. Bun, în primul rând, băuturile carbogazoase cu aport de cofeină, dar nici restul nu înseamnă că-s mai bune. Eu știu, frapeuri, ceaiuri nu. Și altele. Ceaiurile, da. Dar nu cele din cele care sunt cu tot felul. Din nu. Când zici deci ceaiuri, vă gândiți la... Nu, eurile, că exact. Alea nu sunt. Ceaiul de lămâie, care nu-i cu lămâie, făcut cu nu știu ce... Sucurile naturale, gen lămâie cu zahăr stoarsă și foarte cu apă bune. Rece. Foarte bune, sucurile de portocale, foarte bune. Aportul de vitamină C? De mere, exact. Nu, de toate vitaminele fac și seluri. Bine. Da. Am înțeles. Dar să fie naturale, nu să fie... Nu, deci stoarse, nu... Exact, foarte bune. Și chiar e bine să consumă. Da. Referitor la alimentație, dacă tot mergem, acum știu că fiecare vrea să se simtă bine, dar e totuși de recomandat să mâncăm mai ușor, mai multe salate, mai... Da. Vara, da. Mai puțină carne și mai puțin carbohidrați, adică dulciuri. Am înțeles. Mai multe fructe, legume, cât de multe. Și crude. Deci... Nu preparate. Mă rog, și mâncare preparată, dar să se consume la fiecare masă salate și fructe. Se poate spune că dacă avem o alimentație corectă în timpul verii, când, nu știu, facem o detoxifiere mai rapidă, având în vedere că transpir mult mai repede, se poate face un calcul, ceva de genul, nu există așa ceva. Dar doar pur și simplu că e vară și e perioada... Deci se pierde prin, dacă ați observat, în momentul în care, știu, lucrezi sau stai expus mai mult la căldură și transpiri abundent, urinezi mai puțin.
Da, pentru că... Pentru că se pierde apa prin piele. Și atunci și, pierdem, automat și pierdem și sărurile. Da, se pierd și sărurile. A, de aceea aportul trebuie să fie la fel de mare. Exact. Ce înseamnă, domn doctor, în perioada în care suntem, mai ales în marile orașe, perioadele de caniculă, orele, cum spuneți dumneavoastră, după 11, orele 12, orele 1, 2, când asfaltul se încinge și ajunge la temperaturi mari, în zonele de centre ale orașelor, oricare ar fi ele, oriunde ne-am aflat. Ce înseamnă acolo lipsa de apă? Și aici vreau să ajung. Cazurile în care se anunță astăzi, vă dau exemplu Bucureștiului, probabil și la Deva există cazuri. Nu știu câte, 400 de ori a fost chemată salvarea oameni care au căzut în stradă, efectiv. Da. Deci pe leșină oamenii. Din cauza căldură? Din cauza căldurii, da. Sunt, iarăși, eu întotdeauna spun bolnavilor mei și oamenilor în vârstă, bolnavi mai cei cu afecțiuni cardiovasculare, după orele 13, să nu mai iese afară, stau în casă până în seara când apune soarele. Deci sub nicio formă să nu iese afară. Decât dacă e absolut necesar, altfel să nu părăsească locuințele. Am înțeles. Deci, foarte important, spuneam că orele de plajă cu ultraviolete până sunt până la ori. Și seara există și seara se poate. O perioadă de timp. Da. Deci după orele 18 se poate face iarăși plaje. Razele infraroșii mai sunt atât de puternice între orele 18 și apusul soarelui. Da. Și vă spuneam că e bine în zonele acestea, când ați în orașe unde este foarte, foarte cald, mașinile care de la solidaritate pot să ude șoseaua, cetățenii ar putea să-și ude în fața casei. Contează mult. Contează mult pentru că se produce și mult praf în perioadele acestea și nu se mai recurește cât de cât. Am înțeles. Domnul doctor, o ultimă întrebare. E bine să folosim sau să, nu neapărat să abuzăm, dar să folosim spațiile climatizate? Și aici mă refer atât acasă cât și la restaurante, hoteluri, magazine, oriunde ar fi. În perioadele în care e caniculă, având în vedere diferența de temperatură mare de la, nu știu, 22-23 de grade până la, eu știu, 40 de grade afară. Deci depinde de temperatura la care ne expunem în interior. Deci aerul... De niciodată să nu dea clima pe 16 exact, sau pe 18. Să nu fie foarte mare diferența. Încerci temperatura de afară și temperatura din interior. Ce riscăm? Riscul este foarte mare pentru că trecând de la temperatura de 40 de grade, organismul are nevoie de perioadă de adaptare. Și trecerea de la temperatura de afară unde sunt 35-40 de grade, intri înăuntru unde sunt 16 grade, este o schimbare bruscă. Organismul nu are timp să se acomodeze. Și atunci este bine să se treacă, știu, de la 30-40 de grade la 22-23 de grade pe interior. Am înțeles. Deci nu... Și în mașină la fel. La fel. Deci să nu folosim... Să nu se folosească temperaturi extreme. Pentru că organismul nu se poate acomoda. Am înțeles. Domnul doctor, vă mulțumim că am, înainte să încheiem, să ne spuneți 2-3 sfaturi foarte pe scurt pentru vara aceasta, pentru cei care merg la mare și nu numai. Deci, nu vă expuneți la soare în mod intempestiv, luați un jet ca să nu vă stricați concediile. Consumați lichide suficiente și, atenție, unde mâncați, ce mâncați și cât mâncați. Vă mulțumim mult de tot și ne revedem săptămâna viitoare. La revedere.